Bun găsit, doamnelor și domnilor! Poșta electronică a președinției a fost ținta unui atac cibernetic. Despre asta a anunțat serviciul de presă al instituției prin intermediul unui comunicat. De asemenea, președinția menționează că a aflat despre acest atac cibernetic în data de 10 august. Acum, organele competente au fost sesizate și încearcă să afle cine și cum a fost posibil să facă acest atac. Contactată telefonic, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a spus că nu cunoaște deocamdată dacă e vorba de persoane din țară sau din afară și nici dacă președinția a deschis vreo anchetă pe marginea acestui caz. Ștefârță ne-a mai spus că ulterior vor reveni cu alte detalii.